Membrii clubului Rotary, alături de Rotaract și Interact, s-au întâlnit la sfârșitul săptămânii trecute pentru preluarea mandatelor președinților anuali. Într-un cadru festiv, la sala George Enescu din municipiul Sighetu Marmației, s-au reunit rotarieni din toată țara pentru a asista la predarea mandatelor către noi președinți de cluburi. Evenimentul a debutat cu intonarea imnurilor și cu discursurile guvernatorilor prezenți, urmate de înmânarea unor distinții. Am venit în mijlocul vostru pentru a-i ura prietenului nostru Emilian succes în noua sa activitate, cea de guvernator a districtului 2241, România și Republica Moldova. Eu mai am câteva zile până la încheierea mandatului și pot spune cu mândrie că în acest an de mandat lucrurile s-au mișcat destul de bine. Am avut proiecte naționale și internaționale, care au un efect foarte bun în comunitățile în care s-au desfășurat și care au fost remarcate la nivelul organizației noastre. V-aș putea da câteva exemple. Salvați inima unui copil, Rotary plantează, Cărți pentru Moldova, Quest Invest, Bursa de Valori București, iar lista ar putea continua. În cadrul evenimentului a fost prezentată și istoria clubului Rotary. Guvernatorul Andrei Doroban s-a explicat semnificația celor 5 simboluri rotariene. Deci sunt una peste alta, 5 simboluri Rotary, la care se adaugă un al șaselea, al șaselea fiind steagul Rotary, pe care îl vedeți acolo. Cele 5 simboluri, în ordinea mea, cer iertare, cele 5 simboluri sunt roata, după care vin 2 și 3, da, vorbesc împreună despre ele, clopotul și ciocanul. După aia vine al patrulea simbol, care este colanul, despre care mi-a cerut în mod special Emil să vorbesc și pe care îl văd la gâtul la câtorva dintre voi. După care vine al cincilea, care după mintea mea este poate în felul lui cel mai important, este motoul nostru, a servi mai presus de tine însuți. Și se adaugă, cum vă spuneam, putem să spunem, sau eu exagerez și abuzez și spun al șaselea, care este steagul Rotary. La ceremonia de rotație a președinților au participat guvernatorii Andrei Dorobanțu, Dragoș Nițulescu, Ovidiu Coș, Daniel Condurache, Ioan Zbârciu, Mircea Solovăstru și Marian Neagoe. Aceștia au primit și câte un cadou care să le aducă aminte de Maramureș. Am să le fac un cadou plin de simboluri, sigur că da. Simbolurile noastre, dragi maramureșene, este vorba de straița oșenească, de pălărie, de fanionul mandatului meu. Cornel Cușner este aici, a pregătit. Te rog să aduci. Sunt în spate. Mulțumesc, Cornel. Și fiecare guvernator, fiindcă a venit aici la noi în Maramureș, ce poate să primească decât o pălincă? De statul mare. Dar nu orice pălincă, este o pălincă rotariană și fiecare guvernator are poza lui pe această frumoasă strică cu tricolorul românesc.
Un moment important a fost cel în care foștii președinți au predat ștafeta președinților care își vor începe activitatea de la 1 iulie. Vechiul președinte al clubului Rotaract, Sighet Vasile Bodnar, a predat ștafeta președintelui pentru anul 2017-2018, Dumitru Caimoviț. În cadrul clubului Rotary Sighet Voievodal, mandatul de președinte a fost predat de către Mariana Șimon, președintelui Mariana Rosuș. În Baia Mare, noul președinte al clubului Rotary este Dan Cocoșilă, care a înlocuit-o pe Mioara Bogdan în vreme ce la Rotary Baia Mare 2005. Ștafeta conducere a fost predată de Lia Rusu și preluată de Flaviu Lucian Balint. Actualul președinte, dragi prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru acest amazing year. A fost un an absolut extraordinar, de o experiență națională și internațională și locală extraordinară. Pe mine m-a format, m-a adaptat la viața normală. M-am simțit foarte bine în acest context și, slavă Domnului, aș vrea să se ridice în picioare colegii mei rotaractieni. Vă rog frumos să vă ridicați în picioare. Cu oamenii ăștia am făcut niște lucruri extraordinare. Mulțumesc frumos. Deci am avut cam în jur, am făcut un bilanț așa, în jur de 60 de proiecte anul acesta. Mai am în creier încă proiecte pentru vreo 20 de mandate și vreau să trăiesc încă, să schimb încă 30 de președinți de aici încolo. Îi doresc prietenului și colegului meu toată dragostea mea și la sigur de toate calitățile mele posibile să le pun în subordinea lui în tot ce este bine în acest oraș și în tot ce vom face. Cu dragoste, îmbrățișări, succes și un an minunat îți doresc. Felicitări, succes! Cu toată încrederea și susținerea noastră îți oferim acest colan. S-a făcut rotația președinților și la nivelul clubului Rotaract Baia Mare Tim și Rotaract Sighet. Vechea președintă a clubului Rotaract Sighet, Diana Apopi, i-a predat ștafeta președintelui Ionel Mârza. Conducerea clubului Rotaract Baia Mare Tim a fost preluată de Daniel Orza. Mi-a ales din partea clubului Rotaract Sighet. Noi anul acesta am împlinit 5 ani și sperăm ca și în acești ani și pe viitor să avem la fel de multe proiecte și chiar mai multe împreună ca și o echipă și am să predau cu mare mândrie colanul colegului meu Ionel Mârza. Mulțumim frumos! Am primit eu, ca să simplificăm puțin, deși președintele nostru de la Rotary Club Sighet, Vasile Bonar, este în sală. Okay. Au fost prezenți la Sighet reprezentanți din 30 de cluburi Rotary din România și din cluburile Interact și Rotaract din Sighet și Baia Mare. Pentru prima dată în acest an, 11 cluburi au făcut în mod simbolic schimbarea de președinți la Sighet. Este vorba despre Rotary Club Baia Mare, Rotary Baia Mare 2005, Rotary Borșa, Rotary Bistrița, Rotary Bistrița-Nosa, Rotary Dej, Rotary Gherla, Rotary Năsăud, Rotary Sighet, Rotary Sighet Voievodal și Rotary Club Vișeu. Rotația mandatelor s-a încheiat cu predarea colanului de către vechiul guvernator Rotary, Mircea Solovăstu, viitorului guvernator Emil Sopoian pentru mandatul anului rotarian 2017-2018. Bună seara, mă bucur că sunt aici împreună cu voi. A fost un an minunat. Vreau să le mulțumesc colegilor mei pentru tot sprijinul care mi l-au acordat în toate proiectele. Colegilor mei sponsori pentru proiectele care le-am avut. Vreau să-i mulțumesc lui Mircea Solovăstru pentru sprijinul care mi l-a acordat. Am ținut și noi turația lui Mircea, am încercat să o ținem. Îi doresc mult succes colegului meu și sper să poată să țină pasul care... Dar nu pot să spune nimic, primește doar colanul și cu urări de succes. Mioara, din partea clubului nostru. În cadrul evenimentului au fost prezentate și câteva momente artistice.